Acest program vă este oferit de EMAG Marketplace, un singur marketplace pentru toată regiunea. Dacă din punct de vedere al prețurilor la apartamente, Bucureștiul este încă un oraș ieftin comparativ cu celelalte capitale din regiune, ca să nu mai vorbim de comparația cu marile capitale europene, din punct de vedere al ieșitului în oraș, la restaurant, Bucureștiul este un oraș scump. Mai scump decât alte orașe europene, comparativ cu salariile de aici. Conform unei analize ZF, realizată pe baza datelor unei platforme internaționale, prețul mediu pentru o masă de două persoane în București, cu două feluri de mâncare și desert, este de 45 de euro. Asta la un salariu mediu la nivel național de 931 de euro. Dacă mergem la Varșovia, capitala Poloniei, aceeași masă costă 45 de euro, la fel ca la București, dar la un salariu de 1231 de euro, adică cu 30% mai mare. Dacă mergem la Praga, aceeași masă la restaurant costă 49 de euro, deci cu 5 euro mai mult ca la București, dar salariul este de 1400 de euro, cu 470 de euro mai mult decât la București, adică cu 50% mai mare. La Atena, o masă costă 50 de euro, dar salariul este de 1100 de euro. Cu 170 de euro mai mult ca la București. La Madrid, o masă costă 50 de euro, dar salariul este de 1910 euro, dublu față de București. La Berlin, capitala Germaniei, aceeași masă costă 60 de euro, cu 15 euro mai mult decât la București, dar salariul este de aproape 3 ori mai mare. La Londra, unde piața este mai scumpă, o masă costă 94 de euro, deci dublu față de București, în timp ce salariul este de 2500 de euro, cu aproape 600 de euro mai mult față de București. La New York, capitala financiară a lumii, o masă este de 96 de euro, dublu față de București, dar salariul mediu este de 4250 de euro, de 4,5 ori mai mult decât la București. Dacă la București, cu un salariu mediu lunar, poți să 21 de mese în oraș, la Lisabona poți să 23 la Atena 22 de mese, la Madrid 38 de mese, la Paris 36 de mese, la Berlin și New York 44 de mese. Pentru că trăim într-o lume globalizată și putem să ajungem ușor într-un oraș sau altul din această lume, cu toții observăm că ieșit un oraș în România la restaurant este destul de scump. Și toată lumea se întreabă de ce, având în vedere că salariile de la noi nu sunt ca în Occident, materia primă este chiar ușor mai ieftină, iar chirile sunt mult mai mici. Nu știu dacă vom afla răspunsul la această întrebare, dar sigur este mai scump la noi să ieși la restaurant decât în alte orașe europene, dacă luăm în considerare salariile. Acest program vă este oferit de Emag Marketplace, un singur marketplace pentru toată regiunea.